Răsturnare de situație în cazul Crevedia. Patronii penale apărați de oamenii lui Coldea vor să scape basma curată și au făcut plângeri penale pe numele celor trei pompieri ai lui Arafat. Cu amplă analiză a întregii situații este alături de noi Victor Ciutacu. Te ascultăm, Victor. Nici n-a trecut bine Paștele, hop și știrea momentului. Scăpați din toate resturile preventive pe care au trecut, patronii firmei care opera depozitul cu gaz petrolier lichefiat care a explodat la Crevedia au depus prin avocat plângere penală împotriva a trei comandanți ai intervenției. Acuzațiile sunt extrem de grave. Abuz de autoritate, neglijență în serviciu, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru. Din punct de vedere judiciar, dincolo de șocul pe care l-ai la prima citire a știrii, acțiunea pare să aibă o logică. Pe de o parte, cei doi asociați și-au admis vina pentru producerea tragediei, oferind oamenilor afectați despăgubiri și încheiind înțelegeri cu cei care au acceptat acest lucru. Deci nu-i poți acuza că fug de responsabilitatea legală. Pe de altă parte însă, odată consemnată acceptarea vinovăției, pasul plângerilor penale reprezintă, prin învinovățirea șefilor pompierilor, o încercare de minimizare a răspunderilor și de mutarea problemei în tabăra lui Raed Arafat. Ceea ce, dat fiind și că destui pompieri care au suferit vătămări corporale în timpul intervenției de la Crevedia au cerut daune de milioane statului, are o logică. Fără a fi vreun simpatizant al statului în stat, pe care și l-a construit pas cu pas fondatorul Smurt în jurul pompierilor, ba chiar fiind unul dintre cei care au criticat vehement intervenția penibilă a lor de la Crevedia, am curaj să afirm că, dacă acțiunea inițiată de avocații investitorilor va avea succes, nu o să mai vedem picior de pompieri pierd la intervențiile grele, fiindcă nimeni nu o să se mai apuce să jiște viața ca să aibă ce da ulterior cu subsemnatul la procuratură. Una peste alta, morții de la groapă nu-i mai întoarce nimeni. Despăgubirile se plătesc și casele se reclădesc. Afacerea merge înainte, avocații trag pentru onorarul lor de succes, iar pompierii obișnuiți continuă să-l înjure cu obidă pe Raed Arafat pentru toate mizerile în care îi bagă.